mult mai rău decât acum 4 ani, că este foarte multă mizerie, sunt foarte multe gropi șobolani pe străzi, parcurile insalubre, nu s-a mai făcut nimic cu transportul public în comun în afară de achizițiile din timpul mandatului meu, rețeaua de termoficare este, așa cum știți, deteriorată, 2 ani de zile nu s-au folosit cele 300 de milioane de euro fonduri europene obținute de echipa mea și atunci este normal, prin comparație, bucureștenii să considere că am avut un mandat mai bun și să mă întorc la primărie pentru a-mi continua proiectele și pentru a veni cu proiecte noi, inclusiv în domeniul sănătății, educației și în cel social. Apropo de susținerea din partea partidului, e suficient timpul pentru că, spre deosebire de Nicușor Dan, care a început deja campania, dumneavoastră a fost anunțată târziu. Aveți timp să recuperați? Este, într-adevăr, timpul un dușman, dar consider că nu un impediment, pentru că tot timpul poate să devină și un prieten. Dacă mă voi adresa direct bucureștenilor în întâlniri directe, așa cum am avut și ca senator de București și voi avea în continuare, și, de adevărat, prin intermediul dumneavoastră al presei. Dacă îmi permiteți, doamna Firea, vă rog, apropo de susținerea din partea domnului Ciolacu și din partea partidului, vorbeați despre acea ședință a coaliției. Totuși, înțelegem că în acea ședință lungă a coaliției s-a insistat până în ultima clipă cu varianta Cristian Popescu Piedone, candidat comun, inclusiv liderii Partidului Social Democrat ar fi cerut acest lucru, doar că liberalii au refuzat. Eu am fost acolo 16 ore și cred că știu mai bine. Într-adevăr, au fost mai multe propuneri de colegi de la PSD și PNL, parlamentari în special, sau colegi care au activat în politică și acum, să spunem, nu mai sunt chiar în prima linie a politicii, atât din partea PSD și PNL. Iar cred că președintele Marcel Ciolacu a explicat foarte clar, PSD și PNL, fiind cele mai mari partide din țară, implicit din București, nu pot să devină arbitri într-o competiție atât de importantă, în sensul să aleagă unde îndeamnă electoratul să meargă cu votul, către actualul primar sau către un alt competitor politic de la o altă formațiune. Este normal ca cele două partide să aibă proprii candidați și iată că acum suntem, consider eu, într-o normalitate. De ce credeți că nu v-au susținut de la început? De ce n-ați fost propusă de la început? Pentru că la început a existat acea idee provenită din analizele sociologice că electoratele celor două partide ar fi mai stimulate pentru a veni la vot și a susține un candidat independent. Avem un caz clasic și nu s-a întâmplat doar în București sau doar în țara noastră, și în alte locuri, în care teoria nu a avut legătură cu realitatea din teren. Lăsați-mă să închei. Pentru că decizia, așa cum a explicat-o și președintele Marcel Ciolacu, a venit de la colegii noștri din București, de la colegii noștri de la cele 6 sectoare, care au primit feedback de la cetățeni și care au respins această idee provenită, repet, din analiză teoretică. Apropo de teorie, doamna Firea, a unui candidat independent. Apropo și de alegerile prezidențiale, cred că cam trecut vremea candidaților independenți. De ce? Pentru că cetățenii nu-și doresc acest lucru, își doresc oameni politici asumați, cu bune, cu rele, cu fapte bune, cu greșeli, cu recunoașterea greșelilor. Ca lider al PSD, Marcel Ciolacu ar trebui să-și asume o candidatură la alegerile prezidențiale? Președintele Marcel Ciolacu va decide în primul rând el însuși unde dorește să candideze. Este și normal. În primul rând, omul politic este o persoană, este un om și trebuie să decidă unde consideră că aduce plus valoare și, în primul rând, să ia o decizie personală. Și, pe urmă, cu siguranță, așa cum a și afirmat, după 10 iunie va fi o discuție și în partid și se va lua cea mai bună decizie. Vă mulțumesc și ne mai auzim. O zi bună!